OK, ceau, Am decis să vă mai țin la curent cu ce se întâmplă pe comunitate. Uh, momentan, serverul este în perioada de rezolvare a bugurilor și optimizarea gm -ului. Perioada de beta testing s-a încheiat. După ce rezolvăm bugurile raportate, undeva la 160 de buguri, o să trebuiască să fie optimizat GM-ul, ceea ce e undeva la 300 cu două cu buguri. După ce rezolvăm bugurile și optimizăm gmo o să mai deschid serverul tot doar pentru beta testări, să-l testeze de la zero. Joburi, facțiuni, tot de la zero. Să vad dacă economia este stabilă și toate astea. Da, nici nu vreau să intră aici. Dacă totul este stabil și nu mai sunt buguri, o să dau drumul la server. De ce vreau să fac asta? Pentru că nu vreau să am la deschidere 300 de playeri și să pierd jucători din cauza mentenanței sau Altor caduri. Sau să fie lag sau etică. Da, acum am momentan sunt pe index. Intrăm pe forum. Da, avem 100 și ceva de membri, și nici n-am deschis serverul. E ok. Mai aici topicurile făcute la facțiuni. Da, sper să nu uitați de server în 3 săptămâni. Bine deja mai sunt două săptămâni, două săptămâni și două zile, că marți să trecem perioada de beta testing. Uh, optimizarea merge bine, momentan. Uh, scripterul este de Adric, cred că multă lume îl știe. Uh, și da, am vrut să vă spun în mare parte, am vrut să vă țin la curent cu ce se întâmplă pe server. Uh, sper să am, după cum am spus anterior, 300 de jucători la deschidere. Legat de promovări nu este problemă, vedem noi cum facem și ce facem. Uh, nu știu ce să vă mai spun. Uh, aș intra un pic pe server să vă arată așa în mare parte serverul, dar uh, probabil o să fac un live uh, mai peste câteva zile, nu știu, vedem. Na, până atunci lăsați un comentariu cei care vă apucați de server, un uh, like, etic. Hai, ciao.